Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Spitalul Județean de Urgențe Alba are RMN. Aparatura a sosit în municipiul nostru în această dimineață, iar operațiunea de introducere în clădirea spitalului a fost una foarte dificilă din cauza dimensiunilor RMN-ului. Astfel, cu ajutorul unei macarale și a unui echipaj profesionist, acesta a fost instalat în secția de radiologie a spitalului. Datorită eforturilor echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Alba, dar și a Consiliului Județean, pacienții din județul Alba pot beneficia începând de luna viitoare de servicii complete prin testările cu rezonanță magnetică. Cu o greutate de 4 tone și jumătate, RMN-ul a fost transportat în secția de radiologie a Spitalului Județean Alba cu ajutorul unei macarale. După aproximativ o oră, echipa de profesioniști a reușit să transporte și să instaleze RMN-ul. Important e că s-au respectat termenii contractului, a fost instalat, se va finaliza instalarea mecanică până sâmbătă, în 18 se introduce heliu, se încarcă cu heliu, în prima săptămână a lunii octombrie va fi start-up-ul, după care noi sperăm ca în cel târziu, în 20 octombrie, să putem face investigații. Prin aceste investiții, echipa de management a Spitalului Județean de Urgență Alba își dorește o îmbunătățire a serviciilor medicale. Instalat în secția de radiologie, RMN-ul va fi utilizat de pacienții internați la neurologie, neurochirurgie și oncologie. Până acum, spitalul cheltuia 35.000 de lei pe lună cu decontarea consultațiilor RMN la Sibiu plus transportul pacienților. Asigurăm program continuu în așa fel încât să deservim pacienții și să ne recuperăm și noi investiția, că până la urmă trebuie să discutăm și pragmatic, dar este important pentru pacienții care știu că așteaptă foarte mult timp la Sibiu, la Cluj, pentru o programare la RMN, că RMN-ul este aici, va fi aici și scurtăm timpul de diagnosticare și disconfortul pacientului. Investiția pentru acest RMN se ridică la 1 milion de euro, iar creditul va fi achitat de Spitalul Județean în 76 de rate lunare. Prefectura a pornit la control în școli. Va fi verificat modul în care unitățile de învățământ din Alba sunt pregătite pentru a întâmpina noul an școlar. Prefectul Dan Coriolan Simedru anunță că dacă va fi nevoie, va convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a rezolva neregulile. Prefectul Dan Coriolan Simedru și subprefectul Cornel Murg au lansat astăzi acțiunea de control la unitățile de învățământ din județul Alba pentru verificarea modului în care acestea sunt pregătite pentru începerea anului școlar 2012-2013. Echipele mixte de control sunt formate din reprezentanți ai prefecturii, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Poliției și ai Direcției de Sănătate Publică Alba. Controlul va fi efectuat pe trei trasee: Blaj, Teiuș, Aiud, Ogna, Mureș, Zladna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș și Alba Iulia, Sebeș, Cugir. Controlul vizează îndeplinirea condițiilor sanitare, a celor de învățare și de siguranță în școli. Potrivit prefectului, asigurarea celor mai bune condiții de igienă în școli este o situație de urgență, iar în urma controlului, dacă va fi nevoie, va fi convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea stabilirii unor măsuri de modernizare a dotărilor unităților. Se va discuta și alocarea de fonduri pentru aceste lucrări. Concluziile controlului la unitățile de învățământ vor fi făcute publice vineri, 14 septembrie. Salariații ai unor instituții bugetare din Alba Iulia au participat astăzi la o amplă acțiune de ecologizare. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Mediu Alba și s-a desfășurat pe ambele maluri ale râului Ampoi, în zona cartierului cu același nume. Aproximativ 50 de salariați ai Agenției de Mediu Alba, Instituției Prefectului, Consiliului Județean, Primăriei Alba Iulia, Direcției Silvice, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Școlar Județean și de la alte instituții bugetare au curățat astăzi malurile râului pe porțiunea situată între podul rutier și podul de cale ferată peste Ampoi. Așa cum am promis acum două săptămâni că voi face o acțiune de ecologizare în această zonă, astăzi, după cum bine vedeți, am trecut la acțiune. Ei bine, țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au răspuns prezent invitației noastre, Instituției Prefectului, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean, Direcția Silvică, Direcția de Sănătate Publică, voluntarii prin Garda de Mediu, Comisariatul Alba,
Sigur, această acțiune o facem în sprijinul cetățenilor și administrațiilor publice locale. Este o primă acțiune și sigur că vor mai fi acțiuni similare în tot județul. Participanții sunt convinși că prin exemplul lor dau o lecție tuturor celor care tratează arealul în care trăiesc sau se destind ca pe o groapă de gunoi. Participăm cu plăcere la această activitate de ecologizare. În curând vom derula și noi o activitate de felul acesta, unde să-i implicăm și pe elevi, să-i responsabilizăm, să atragem atenția asupra implicării fiecărui cetățean în păstrarea curățeniei apelor și a mediului înconjurător. La acțiune a fost prezent și Dan Coriolan Simedru, prefectul județului Alba. Este o acțiune, în primul rând, de responsabilitate. Vreau să felicit Agenția pentru Protecția Mediului, pe doamna director, pe cei care au avut această idee. Și colegii mei din instituția prefectului au participat la această acțiune. Este o acțiune care, zic eu, are un dublu scop. În primul și în primul rând să facem curat în această zonă, pentru că este o zonă care ar trebui să fie o zonă frumoasă de agrement, și în al doilea rând să atragem atenția celor care au făcut murdărie, pentru că nu este frumos ca cineva să facă mizerii și alții să vină să le curețe. În doar câteva ore au fost strânși 100 de saci cu resturi menajere lăsate la voia întâmplării sau aruncate de oameni supărați pe mediul înconjurător, certați cu civilizația. Pentru al treilea an consecutiv, Asociația SM Speromax Alba a realizat studiul privind accesibilitatea în instituțiile publice sau firme de interes public pentru persoanele cu dizabilități. În urma centralizării datelor, rezultă că din totalul instituțiilor, aproximativ 79% au rampe de acces, iar 28 de persoane cu dizabilități lucrează în cele 51 de sedii sau puncte de lucru ale instituțiilor chestionate. Desfășurat în perioada 25 iunie-11 septembrie, studiul a fost aplicat unui număr de 22 de instituții, firme de interes public. Cu ajutorul celor 17 studenți de la Sociologie ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, chestionarele au fost distribuite acestor instituții, iar la rândul lor acestea au răspuns la întrebări, rezultatele relevând faptul că... Și ce a ieșit mai mult în evidență... A fost Direcția Generală de Asistență Socială, asta privind rampele de acces, pentru că din 51 de sedii ale instituțiilor, respectiv firmelor, doar 40 de sedii au rampă de acces. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba are două sedii accesibilizate cu rampă de acces și al treilea este în curs de accesibilizare. Inspectoratul de Poliție Alba are 18 sedii accesibilizate din 22, asta la nivel de județ. Din cele 22 de instituții sau firme chestionate, doar 19 dintre ele au bare de susținere, 4 au lifturi, iar locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități lipsesc cu desăvârșire din 6 instituții. Un plus în acest sens îl are totuși firma de transport public STP Alba, care din totalul de 80 de autobuze sunt toate accesibilizate. Cei de la STP dau o clasă, să spun așa, tuturor instituțiilor. Ei, având 80 de autobuze per total, 80 sunt și accesibilizate, iar 24 accesibilizate cu sistem sonor și video. Da. Iar 24 dintre acestea sunt adaptate pentru scaunele cu rotile sau cadre. Studiul a dorit să evidențieze și numărul de persoane cu dizabilități angajate în instituțiile chestionate. Astfel, din totalul celor 3.224 de angajați, doar 28 din aceștia sunt persoane cu diferite dizabilități. Locatarii cartierului Alba Iuliana Ampoi 1 ne-au atras atenția că oile și vacile se simt în largul lor la scara de bloc. La rândul ne-am arătat de câteva ori cu degetul critic al imaginii către acest aspect rural împământenit în mediul urban. Dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Apa curge, dobitoacele rămân pe mal de Ampoi urban. Nu știm cine este proprietarul vacilor adunate pe malul Ampoiului, într-o zonă îngrădită cu sârmă electrică și păzită de un câine rău, dar precis are pile și relații printre diguri. Vorba unui localnic, vacile omului dau brânză multă și de calitate. Când a venit domnul primar aici, în cartier,
i-am spus totul. Deci care sunt nemulțumirile oamenilor în legătură cu vacile astea? Domnul primar l-a chemat pe domnul director de la Apele Române, pe domnul director Halalaie. Și dânsul a zis că ia măsuri. Când mai vedem vacile în zonă, să-l sunăm. Le-am găsit vacile până în scara blocului. L-am sunat, nu a făcut nimic. Păi de ani de zile vin pe aceea, că nu știu ce se întâmplă. Eu chiar am vorbit cu domnul primar și am povestit, domnule, aici e o neregulă, zic, nu se poate să vină vacile și nimeni să nu le zică nimic, să nu le facă nimic. Înseamnă că e ceva, zic, chiar am spus-o pe față, zic, ăștia împart brânza cu cineva, dau la cineva brânză, deci pe mine să vină până în scara blocului, domnule. Sesizată de Alba TV în urmă cu vreo două săptămâni, directoarea Agenției de Mediu Alba, Mihaela Mihdehelean, a acționat prompt și acum așteaptă răspuns de la instituțiile în măsură să reglementeze situația. Am făcut o adresă oficială către Primăria Municipiului Alba Iulia, după cum a spus, ca să vedem situația terenului. Am făcut o adresă către Garda de Mediu, o adresă către Seghea Alba și așteptăm ca în termen de 30 de zile să ne răspundă oficial la adresa care le-am înaintat-o. Aflat la fața locului, prefectul Dan Simedru afirmă că așa ceva este inadmisibil în mediul urban. În situația de aici, de față, mai ales că suntem într-o zonă, dacă pot să spun, de intravilan, indiscutabil, ar trebui să nici să nu discutăm despre posibilitatea ca animalele să pășuneze în intravilan. Eu sunt convins că este o problemă pe care primăria ar trebui să o rezolve. Nu știu și să intre în atribuțiile celor de la Apele Române, mai ales mă refer la porțiunea de îndiguită din zona intravilanului. E adevărat că ei gestionează cursurile de apă, dar noi avem de-a face aici cu o zonă de intravilan. Am să mă informez precis despre ce este vorba și din punct de vedere legislativ, dar eu nu cred că în această zonă de protecție trebuie să existe asemenea situații de pășunat animale, cu atât mai mult cu cât zona de protecție, repet, se află foarte aproape de blocuri, de locuințe și suntem într-un oraș, deci nu exclud ca cetățenii să locuiască în apropierea animalelor, se întâmplă peste tot la țară, dar totuși suntem în oraș. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că suprafețele de mal îndiguit nu se pot concesiona pentru pășunat. Eu știu că nu se concesionează suprafețele digurilor, nu se pot concesiona pentru asemenea activități. Nu exclud, de exemplu, posibilitatea ca un dig să poată să fie concesionată o activitate, de exemplu, de cosire sau de defrișere, de curățire. Dar este altceva, deci pășunatul în această zonă, eu zic că nu este oportun și nu este cazul. Chiar dacă niciunul din factorii de decizie nu a catadixit să ia vreo măsură, trăim în continuare cu speranța că o va face mai devreme de anul 2016. În 28 septembrie se organizează la Alba Iulia o bursă a locurilor de muncă adresată absolvenților. Sunt așteptați să participe atât tinerii care au finalizat studiile superioare, cât și cei care abia au ieșit de pe băncile liceului și își caută un job. Bursa locurilor de muncă este organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și vine în ajutorul tinerilor absolvenți de liceu sau ai universităților care doresc să se angajeze în perioada următoare. Fac un apel pe această cale către toate persoanele interesate în a-și găsi un loc de muncă, în special absolvenții fie de liceu, de facultate, iar toți angajatorii care au de oferit locuri de muncă vacante să ne contacteze pentru a putea participa la această acțiune. Sunt așteptați să ia parte la această bursă peste 20 de angajatori, având în vedere și facilitățile pe care le oferă legea în momentul în care se angajează absolvenți. Prin încadrarea în muncă cu contract pe perioadă nedeterminată a tinerilor absolvenți, angajatorii pot beneficia de scutire pe o perioadă de 12 luni de la plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă absolvenților încadrați și subvenție lunară pe această perioadă pentru fiecare absolvent. Administrațiile locale din Alba au primit la rectificarea bugetară suma de 1,5 milioane lei pentru plata datoriilor. Doar 10 primării din totalul de 78 au depus cereri în acest sens pentru suma de 313.000 de lei.
Suma totală alocată județului Alba a fost de 1.546.000 de lei. Termenul limită de depunere a dosarelor cu documentația necesară de către primăriile din județul Alba, care au obligații de plată către diversi operatori economici, a fost 10 septembrie, ora 16. Au fost depuse până luni 10 septembrie, ora 16, termenul limită prevăzut de ordonanță și de norme, 12 cereri de către primării, în valoare totală de 313.408 lei. Au fost depuse aceste cereri de către 10 primării, primăria Zlatna depunând 3 cereri în valoare de 29.312 lei. Toate sumele cerute și prin documentațiile depuse, care prevedeau în principal cererea din prezentată în normele metodologice, au fost admise și au fost repartizate de către trezoreria județului Alba. Cea mai mică sumă o va primi comuna Eghiu, 8.634 de lei, iar cea mai mare, comuna Albac, 61.904 lei. În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba, primăriile au obligația să prezinte trezoreriei statului, la care au conturile fiecare deschise, următoarele documente: bugetele locale majorate cu sumele repartizate, cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare aferente cheltuielilor privind stingerea obligațiilor fiscale restante și ordinele de plată, prin care acestea achită la bugetul de stat și la celelalte bugete ale asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale, în funcție de datoriile pe care le au, întocmite corespunzător normelor trezoreriei. În urma rectificării bugetului de stat pe anul 2012, guvernul a aprobat alocarea pe județe a unor sume defalcate din TVA pentru eliberarea bugetelor locale și repartizarea acestora pe unități administrativ-teritoriale. Reprezentanții regiunii Centru s-au întrunit astăzi la Alba Iulia pentru a-și alege președintele și vicepreședintele ce vor prezida ședințele pe perioada următorului an. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a fost ales vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. La ședință au luat parte președinții celor 6 consilii județene din regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, precum și primarii nominalizați ca reprezentanți ai municipiilor, ai orașelor și comunelor din fiecare județ. O parte din componența aleșilor locali modificându-se, în această ședință propunem în primul rând constituirea noului Consiliu pentru Dezvoltare Regională, de asemenea alegerea conducerii Consiliului pentru Dezvoltare Regională pentru acest mandat și de asemenea aprobarea noii structuri a Consiliului Regional de Planificare Strategică și Coordonare. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru este alcătuit din 24 de membri, câte 4 din toate cele 6 județe ale regiunii. O să aibă loc discutarea mai multor, să zicem, teme importante în funcționarea agenției și funcționarea dezvoltării regionale în regiunea noastră. Mă refer aici la raportul de activitate pe primele 6 luni, mă refer de asemenea la o informare privind stadiul implementării programului operațional regional. Sunt de asemenea câteva propuneri pentru realocări pe axe, sume rămase disponibile pentru a intra la finanțare alte proiecte și de asemenea să discută câteva proiecte de hotărâri privind noua perioadă de programare 2014-2020, pe care noi, după cum știți, începând cu anul 2010-2011, am început să o pregătim. Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamaș Șandor, va fi și președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru și va fi secundat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Cine este de acord? Împotrivă, cine se abține, deci în unanimitate, dați-mi voie să-l felicit pe domnul președinte Dumitrel, pe domnul președinte Tamaș pentru schimbul de președinte a CDR-ului și pe domnul Dumitrel pentru cea de vicepreședinte pentru primul mandat pe perioada unui an.
Aceasta a fost prima întâlnire a reprezentanților Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, organizată de către ADR Centru după alegerile din iunie, prin care s-au desemnat primarii și președinții consiliilor județene. CFR Călători a lansat biletul de grup destinat grupurilor formate din cel puțin 20 de persoane, ce oferă reduceri între 25% și 35% din tariful trenurilor Regio sau Interregio la clasa a doua. Pentru călătoria la vagon de dormit însă, reducerea se acordă numai în zilele de sâmbătă. Grupurile formate din 20 de persoane beneficiază de o reducere de 25%, iar pentru fiecare 5 persoane în plus, reducerea acordată crește cu 2% până la un procent de maxim 35%. Reducerile se acordă tuturor membrilor grupului și nu se cumulează cu alte reduceri, iar tariful de rezervare a locului se achită integral pentru fiecare membru al grupului. Biletul în grup poate fi procurat de la stațiile și agențiile de voiaj CFR. Tariful de rezervare a locului este de 3,3 lei. CFR Călătorii a introdus și noi oferte prin care se acordă reduceri între 30% și 50% din tariful integral de călătorie la trenuri Interregio clasa 1 și clasa 2, ce au ca stație de plecare și destinație rute de pe următoarele secții: Satu Mare Cluj-Napoca și retur 50% reducere, Satu Mare Oradea 40% reducere, Baia Mare Deș Călători 40% reducere, Oradea Cluj-Napoca 30% reducere, Cluj-Napoca Târgu Mureș 45% reducere la clasa 1 și 50% reducere la clasa a doua. Posesorii de abonamente de călătorie valabile la tren Regio pot călători fără plata diferențelor tarifare la trenurile Interregio și pe secțiile menționate, cât și cu trenurile internaționale pe rute cuprinse între stațiile Oradea, Cluj-Napoca și retur. Totodată, abonamentele pentru elevi și studenți pot fi procurate cu reduceri de 50% de la toate casele de bilete din stații sau din agențiile de voiaj CFR. Acestea se eliberează elevilor pe baza carnetelor de elev, respectiv studenților pe baza legitimațiilor de reducere transport, vizate pentru anul școlar în curs pentru deplasarea pe relația solicitată și sunt valabile în orice zi a lunii. Alegeri pentru camerele agricole în județul Alba. Astăzi a fost ultima zi de depunere a candidaturilor la sediul Direcției pentru Agricultură Alba. Alegerile vor avea loc în 7 octombrie și vor avea drept de vot fermierii care sunt înscriși la APIA. Alegerea membrilor Colegiului Județean al Camerei Agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin pe listele Colegiului Camerei Agricole Județene. Acestea sunt propuse de asociații, patronate, sindicate și cooperative agricole, ocoale silvice private, Colegiul Medicilor Veterinari, instituții de învățământ sau cercetare agricolă, fermieri înscriși în listele electorale sau fermieri cu vârsta până la 30 de ani, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minim 25 de alegători înscriși în listele electorale pentru fiecare dintre aceștia. Astăzi a fost ultima zi de depunere a candidaturilor pentru colegiile camerelor agricole județene. Acestea au fost depuse la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba. Alegerile se vor desfășura pe 7 octombrie. Vor avea drept de vot fermierii care sunt înscriși la APIA. Vineri la Costinești, democrat-liberalii deschid oficial școala Respect pentru România, Respect pentru femei. În cadrul acestei întâlniri dintre femeile democrate și liderii PDL, Oana Badea va face 3 propuneri pentru programul de guvernare. Fost secretar de stat în Ministerul Educației, Oana Badea a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PDL Alba că va face totul pentru ca propunerile sale să treacă, să fie adoptate de liderii PDL. Una dintre propuneri este aceea de preluarea modelului polonez de organizare a ministerelor care privesc educația, și anume un minister dedicat sistemului de învățământ preuniversitar. A doua propunere pe care o voi înainta este legată de stabilirea unui moratoriu în ceea ce privește schimbări pe subiecte cheie. Iar a treia propunere este legată de elaborarea planurilor multianuale în ceea ce privește predictibilitatea bugetară. Când vine vorba de moratoriu pe teme prioritare, precum structura anului școlar sau examenele naționale, dar și în privința predictibilității bugetare, trebuie să fie consens politic, a adăugat Oana Badea. Mâine se sărbătorește Ziua Pompierilor din România. Cu această ocazie, în piața cetății din Alba Iulia vom putea lua parte la un ceremonial militar și religios, la expoziție de tehnică și de echipamente, dar și la avansarea în grad a 4 cadre militare.
Ziua pompierilor din România se sărbătorește în fiecare an la data de 13 septembrie. Dacă anul trecut manifestările au avut amploarea unei sărbători naționale, aici la Alba Iulia, cu paradă militară, defilare impresionantă cu tehnică de intervenție, dar și simulări de accidente cu intervenții în timp real, anul acesta sărbătoarea va fi mai potolită. Activitățile vor avea loc în piața cetății, începând cu ora 12. Vom putea asista la un ceremonial militar și religios la avansarea în gradul următor a 4 cadre militare și vom putea vizita o expoziție cu tehnică și echipamente din dotarea pompierilor militari. Vor fi instalate puncte de informare și educare preventivă și vor fi programate momente interactive cu publicul. Tot cu această ocazie, subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba își vor deschide porțile vizitatorilor timp de 2 zile. Ziua de 13 septembrie marchează bătălia din dealul Spirii de la 1848, între pompierii conduși de Pavel Zăgănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa, venite să înăbușe Revoluția Română. Deputat de Alba în 2 mandate, Nicolae Pop a fost instalat director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii. Liberalul se va ocupa de implementarea tehnică în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Nicolae Popa a preluat postul ca urmare a deciziei directorului general al agenției și este detașat din funcția de auditor public extern pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European de Garantare Agricolă din cadrul Autorității de Audit Curtea de Conturi a României. Economist de profesie, liberalul a fost în 2 rânduri parlamentar și beneficiază de o bogată experiență în domeniu. La acest capitol amintim doar faptul că în perioada 2004-2008, pe când era parlamentar, a fost vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Seara se lasă cu cer variabil și cu ușoare adieri de vânt. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime se vor încadra între 7 și 17 grade, ușor mai scăzute, în zonele de presionare. Așadar, mercurul din termometre se va situa în această seară în jurul valorii de 18 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 16 grade la Aiud și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, valorile termice vor mai coborî puțin și vom găsi înregistrate 10 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 9 grade la Aiud și Blaj și 7 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea se va menține în general frumoasă în majoritatea zonelor până la lăsarea serii, când înorările vor fi mai accentuate și se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 6 și 16 grade. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime de 30 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 29 de grade la Aiud și Blaj și 26 de grade Celsius la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă, cu cer variabil și izolat, ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 18 și 32 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 10 și 18 grade Celsius.